În 2023 am descoperit împreună la TVR Internațional mica Românie din Voivodina, o comunitate de peste 23.000 de români preocupați constant și efervescent să-și promoveze valorile. Am stat de vorbă cu oameni ce au conștiința apartenenței lor la cetatea în afara căreia au rămas vitregiți de istorie. Români mândri cu o alură de războinici impregnați de răceala lumii slave, dar care stăruie de peste 300 de ani în eforturile de a-și duce mai departe tradițiile strămoșești, portul românesc, limba română, instituțiile și bunurile culturale românești. Acești români au fost grupați, unii de zeci de ani, în jurul prolificului cărturar Costa Roșu, titanul culturii românești din Serbia și membru de onoare al Academiei Române. După trecerea în neființă a liderului lor, care i-a ținut împreună, angrenați în numeroase activități și evenimente culturale, românii rămași în Voivodina au ca misiune testamentară lăsată cu limbă de moarte de către Costa Roșu, construirea la Torac a Muzeului Spiritualității Românești. Acesta va tezauriza întreg specificul românesc al Banatului istoric. Rememorăm acum principalele instituții culturale din Voivodina, dar și mediul școlar în care copiii învață limba română literară. Revedem câte ceva din oferta turistică românească de acolo și vă prezentăm fragmente dintr-un reportaj care l-a avut ca protagonist pe medicul Ion Sfera, implicat atât în medicina din Serbia, cât și în cea din România. Startul în cultura românească din Voivodina se dă în mod paradoxal într-o zonă cu o prezență românească extrem de redusă, la Zrenjanin, capitala administrativă a Banatului Central Sârbesc. Aici își are sediul Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina, cu o activitate prolifică în plan cultural și științific. Fondat în 2008 prin hotărârea Parlamentului Provinciei Autonome Voivodina, Institutul de Cultură al Românilor din Voivodina este prima instituție care se ocupă de cercetare în domeniul culturii, artei, științei și limbii române pe teritoriul Banatului Sârbesc. Susține financiar proiecte și evenimente ale românilor, organizează cursuri de limbă și cultură românească și ajută în activitatea lor celelalte organizații și asociații românești. Institutul încurajează amatorismul cultural și interculturalitatea, dar manifestările tradiționale românești autentice sunt în prim plan. Poate nu întâmplător, scriitorului Costa Roșu, membru al Academiei Române, cel care a înființat acest Institut al Culturii Românești și Fundația de Etnologie și Folclor din Torac, îi succede la conducere Doru Ursu, coordonator al celebrei orchestre Lira. Institutul, în primul rând, este o instituție care se ocupă de cercetări științifice pe diferite domenii, fie că este vorba de demografie, limbă, artă, cultură, știință și așa mai departe. Nu în ultimul rând, organizăm sesiuni științifice, colocvii, simpozioane științifice la care participă participanți din țară, din Serbia și din România, Muntenegru, Croația și Statele Unite ale Americii. Institutul are și o editură care publică rezultatele cercetărilor departamentelor de specialitate, dar și lucrări științifice, literare și albume de artă. De asemenea, editează publicațiile proprii ale Institutului, dintre care amintim Anuarul și revista Piramida. Editura este condusă de unul dintre cei mai prolifici scriitori și critici literari de origine română din Serbia, Nicu Ciobanu. Activitatea editorială a Institutului este o activitate, pe de o parte, auxiliară, în sensul că urmărește activitatea Institutului, cercetărilor pe care le are Institutul și apoi editează lucrările, respectiv materialul care există în urma cercetărilor științifice, pe de o parte. Pe de altă parte, desigur, există în această activitate editorială și manuscrise interesul editurii de a edita cărți de referință, cărți de valoare, cărți care vorbesc despre românii din Banatul Sârbesc, din Voivodina sau românii din Serbia, fie că este vorba de literatură, cultură la modul general, învățământ și așa mai departe. Sunteți implicat în activitatea de evaluare a manuscriselor
Da, sunt implicată, deci nu de fiecare dată, nu pentru fiecare manuscris, ci dacă colegii de la institut consideră că eu sunt competentă pentru acest material pe care l-au primit de la autor, atunci mă invită ca să fac această ori prefațare, ori recenzii pentru bunul de tipar sau chiar recenzii care vor fi publicate în interiorul cărților. În colaborare cu institutul am făcut s-a făcut o piramidă, literatura română din Banat și Banatul în literatură, unde există peste 50 de desene, picturi a mele legate de viața în Banatul sârbesc. Am ajuns la Vârșeț chiar în plină desfășurare a Festivalului Internațional de Muzică Folclorică. Orchestra Consiliului Național al Minorității Naționale Române a făcut și anul acesta spectacol pentru mai bine de 2 ore. La acest festival devenit tradiție. Orchestra Consiliului Minorității Românilor i-a avut ca invitați pe membrii Asociației pentru Artă și Cultura Românilor Vicentie Petrovici Bocăluz din Torac. Românii din Voivodina au făcut în centrul orașului Vârșeț o demonstrație de jocuri bănățene, dar și de eleganță și rafinament prin purtarea costumelor populare autentice. Costumele populare sunt nelipsite din orice casă de români din Voivodina. Ca într-un puzzle, culorile și motivele costumelor tradiționale românești indică zonele din România din care provin românii din Banatul sârbesc. Unii provin din Banat, alții din Oltenia, alții din Transilvania. Specifice Voivodinei sunt lăzile de zestre, în care se păstrează aceste costume cu sfințenie. În ultimii ani s-au înființat mai multe case etno, dedicate conservării mostrelor de artă tradițională românească. Ele însele, aceste case sunt considerate lăzi de zestre. La Grebenați, chiar lângă biserica satului, una dintre cele mai vechi din Banatul sârbesc, am descoperit muzeul Zestrea Grebeniceană. Suntem în fața muzeului Zestrea Grebenceană, un muzeu care reconstituie casa tradițională din satul Grebenaț, un sat din Serbia în care peste 97% din populație este de origine română. Haideți să vedem ce este înăuntru. Casa Zestrea Grebeniceană este o adevărată arhivă de țesături, cusături și obiecte casnice, chiar și fotografii ale unor familii care au fost, toate reprezentative pentru istoria satelor din Voivodina. Tinerele asociației care administrează acest muzeu sunt cele care colecționează, mergând din casă în casă, exponate a căror valoare crește odată cu timpul. Am reușit ca să refacem această clădire, această incintă. Cu ajutorul Comunei Biserica Alba am reușit ca să refacem această casă, deci ei ne-au sprijinit financiar și sigur că da, marele ajutor l-am avut de la sătenii noștri care ne-au făcut donații de mobilier vechi. Un costum popular românesc care îl poartă o fată și de partea aceasta acest costum poartă femeile care sunt căsătorite. Femeile vârstnice și bunicuțele transmit încă noilor generații, la nunți ori la botezuri, zestrea constând în obiecte lucrate manual, cu răbdare și respect pentru motive specifice românești. Pregătiți lada de zestre pentru? Pentru căsătorie. A cui? A nepoaților. Noi spunem în România ia, dumneavoastră îi spuneți? Și păgari.
Ciupăgariu. Da. Complexul etnografic Casa Bănățeană din Torac este locul unde petrecerile românești sunt frecvente. Cu muzică și dans, cu port tradițional, cu mic, cu mare, românii exersează aici tot ce au moștenit de la înaintașii lor și duc mai departe obiceiurile și identitatea românească. Orchestra Lira este filonul folcloric cel mai valoros al zonei, recunoscută internațional pentru calitatea prestației culturale autentice românești. Asociația noastră își desfășoară activitatea pe 5 domenii, să spunem așa. Avem formații de dansatori, de la copii până la veterani, adulți. Apoi a doua este secția de teatru, o trupă de teatru care face teatru în limba română. A treia este secția de cor. Avem un cor mic și o tradiție corală îndelungată la Torac. Am avut un cor bărbătesc care a fost foarte renumit pe teritoriul fostei Iugoslavii. Apoi orchestra de muzică populară Lira, de muzică populară românească, care există din anul 1927. Membrii ai orchestrei Lira ne-au făcut o prezentare spontană de port popular românesc. Poale, ie, care la noi se numește ciupăgar, brâu și două cătrințe. Există două variante, două cătrințe înguste sau una mai lată în față și una mai îngustă în spate. De obicei, varianta cu două cătrințe înguste purtau fetele care nu erau măritate. Observăm și o salbă. Face parte din portul popular. Așa este. Cu cât erau mai mulți galbeni sau mai mulți bănuți, cu atât era fata mai bogată. Complexul etnografic Casa Bănățeană include o casă specifică din Banatul Sârbesc cu camere de locuit și dependințe, dar și o curte aflată în curs de amenajare. Complexul etnografic și Casa Bănățeană este o idee a fundației noastre de a avea în acest complex etnografic o casă bănățeană, care ea este autentică, veche de vreo 150 de ani. În curtea casei bănățene sau acestui complex etnografic avem bisericuța de lemn, e o donație. La Torac mic, lângă Biserica Românească, va fi construit cel mai mare muzeu al spiritualității românești. Va include un muzeu de etnografie, de istorie și de artă, un centru de studii și o bibliotecă documentară cu cărțile esențiale despre români. Teatrul de amatori din Voivodina este încă din anii 1800 o formă de expresie a nevoii de evadare din cotidianul rural. Veniți acasă de la muncile câmpului, locuitorii satelor din Banatul Sârbesc au făcut un obicei de socializare mai întâi, apoi o profesie din actorie. Sunt gata. Sau nu sunt gata? Aceasta e întrebarea. Noi românii, aici, în actualul Banat Sârbesc, am avut teatru de pe la... sau, ceea ce ar putea fi, ceea ce s-ar putea asemăna cu un fel de teatru, încă de pe la anii 1850 și poate nu greșesc dacă zic 1850, poate 1860. Eu în viața mea am jucat mai mult roluri episodice, dar am jucat o piesă, rol principal, Jocul vieții și al morții în deșertul de cenușă de Horia Lovinescu, îl jucam pe bătrânul, dacă cunoașteți piesa, piesă cu care am jucat pe scena teatrului Dadov din Belgrad. Deci în fața publicului sârb, sala era arhiplină și am avut un succes extraordinar. Deci primul teatru care a jucat în Belgrad. După noi nu am mai jucat nimic. Fanfara, orchestrele, trupele de dans popular și festivalurile folclorice au fost principalele forme de manifestare și popularizare a identității culturale în Banat. Este celebru marele festival de folclor al românilor din Voivodina, ajuns la cea de-a 63-a ediție. Marele festival ar putea fi înscris în patrimoniul UNESCO. Am început demersurile, nu am depus dosarele, pentru că și asta sunt niște cvote unde o țară are nu știu câte 7 locuri și într-un an poate să le depună. Noi trebuie să așteptăm rândul și întrebarea e, dar o să depunem din partea
Serbiei sau din partea României sau împreună. Provincia autonomă Voivodina este recunoscută internațional pentru pitorescul peisajelor și bogăția resurselor naturale, dar și pentru numărul mare de obiective construite de om din cele mai vechi timpuri. Fruška Gora, atosul medieval al Serbiei cu mănăstirile sale, orașul roman Sremska Mitrovica sau Sirmium, cu numeroase vestigii integrate armonios în modern, raiul pescarilor de la Apatin, sau Novi Sad, capitala provinciei, cu cetatea de la Petrovaradin, Gibraltarul de pe Dunăre, sunt principalele atracții turistice din această zonă. Orașul principal al Banatului, Zrenjanin, al treilea oraș al Serbiei, supranumit Orașul Podurilor sau Barcelona Nouă, îmbie cu terenuri imense de golf și instituții culturale ca Muzeul Popular, Teatrul sau Casa Orașului. De aici se dă măsura moștenirii culturale românești din Banatul istoric, o resursă uriașă care ar putea fi cunoscută și mai mult dacă ar fi promovată și prin turism. În Banatul central și de sud, unde trăiesc cei mai mulți etnici români, potențialul turistic este uriaș, dar prea puțin valorificat. Românii pun accent pe cultură pentru ca datinile și obiceiurile să supraviețuiască. Românii și valorile lor culturale nu știu să se vândă în turism și nici nu sunt evidențiați în programele organizațiilor și agențiilor turistice finanțate de statul sârb. Românii au istorie, au datini și obiceiuri, au tradiții, port popular, au biserici, muzee, fanfară, teatru, trupe de dans, fac spectacol oriunde merg. Au și darul povestirii, dar exprimă toate acestea fără legătură cu turismul organizat în sens economic. Într-un periplu cultural prin Banatul Central și Banatul de Sud, am constatat că românii produc cultură mai mult ca oriunde, dar nu produc bani în turism pe seama culturii lor. Românii din Banat acționează în schimb ca niște forțe centrifuge pentru a spori cultura și banii în România și oriunde în altă parte. În același timp, turiștii sârbi care nu sunt de origine română trec și ei spre România, de multe ori fără să bănuiască măcar că se pot opri și pot vedea în satele românești ce poate nici în țara noastră nu pot admira. Kao što sam i napomenula, broj rumunskih turista koji dolazi u Vršac je već dugi niz godina... Românii sunt confrații noștri care cu drag vin aici și noi îi primim și le arătăm cu drag Vršecul. Când vin aici, vor să cunoască obiective culturale, fac plimbare până pe dealul Vârșețului, până la cetate sau prin oraș. Se spune că Vârșeț este un oraș cu 365 de zile de aer curat. Le place la finalul zilei să meargă la un restaurant și să ia o masă pe măsură, să testeze bucătăria locală. Oferta turistică include însă doar obiective culturale și legate de relief din Vârșeț și imediatele împrejurimi. Nimic despre cele câteva zeci de sate populate de români și cultura lor. Plecând din Belgrad, trecem prin 6 sate românești, unde există, în fiecare sat există și biserica românească, așa că din când în când vizităm și vreo biserică românească în drum, prin sate, și vizităm biserica românească în Vârșeț. Prin sate, promovarea culturii și a gastronomiei românești ține de manifestările dedicate păstrării valorilor în comunitatea de români. Afaceri locale legate de produse tradiționale nu există, iar tradiția ospitalității românești este sporadică. Facem dulciuri de la noi din sat. Să vă spun, acestea dulciuri se numesc țucumici. Să întrebuințează untură de porc, zahăr, vreun ou care, când se poate, dacă nu e obligat, și aia tot să... Ce fel de dulceață? De smochină? Avem și de smochină, avem de prună, vișenă. Ce alte prăjituri mai faceți? Facem gugluf, la voi se spune cozonac, la noi se spune gugluf cu mac, cu nucă. Însă, iarăși, cu poame se poate face, cu dulceață de vișine, de cireașă, de aia se face. Atunci facem gogoașă,
La noi se spune croafne, la noi. Dacă vin turiști și vă roagă să le preparați ceva cu specific local, adică ceva ce doar aici se întâlnește. Mâncarea la noi specifică din satul nostru este fasole cu carne de porc uscată la fum. Adică la ceaun? Da, la ceaun. Pe pirostri? Da. Da. Așa se cheamă pirostri? Se cheamă, da. Și sarmale. Turismul cultural românesc în sens științific și economic nu există în Voivodina. În condițiile în care viitorul sună ultimul român stinge lumina în câteva zeci de ani în Banatul Sârbesc, poate turismul ar fi o soluție. La fel ca și în România și oriunde, turismul poate atrage bani, poate întoarce oamenii care au plecat din drum, poate îmbogăți un popor, poate salva și statornici o populație aflată pe cale de dispariție. Cultura poate fi salvarea în fața morții, a plecărilor masive, a asimilării subtile. Românii din Voivodina privesc prea în afară, dar adevărul se află în interiorul lor și așteaptă doar să fie arătat lumii întregi. Voivodina, în așa numitul Banat Sârbesc, la început a fost doar pământul mlăștinos și pustiu. Apoi au venit oamenii care cu pricepere au transformat pământul neprietenos mai întâi în bordeie, apoi în terenuri fertile, bune pentru plantații de grâu și porumb, dar și pentru podgorii imense. Și pentru că acolo unde Dumnezeu nu e, nimic nu poate fi, au apărut bisericile și mănăstirile. Oamenii au început a deprinde cititul după cărțile bisericești și cântatul bisericesc. O atestare documentară arată că activități didactice individuale în limba română ar fi fost încă din anii 1600 în Banatul Sârbesc, săvârșite de preoți la cuvin. Când am venit acum 6 ani, aveam circa 1000 de copii în școlile și liceele românești. Acum am ajuns la circa 850. În afară de aceștia, mai avem și circa 400 de copii care urmează niște cursuri de limba română 2 ore pe săptămână cu elemente ale culturii naționale. Spre exemplu, anul acesta s-au înscris doar 78 de copii în clasa 1-a, unde înainte erau 90 și ceva, 90 și noi aveam obiectivul, ca să zic așa, să avem 100 de copii cel puțin. Cauzele scăderii sunt multiple și nu le putem contracara pe unele dintre ele. Spre exemplu, scăderea naturală a populației, de care foarte multor etnici români în străinătate pentru a-și găsi un loc mai bun. Însă există, după părerea mea, și metode de a opri acest proces sau cel puțin de a-l încetini. E un proces complex care trebuie desfășurat atât aici, în Serbia, cât și, după părerea mea, în România. Aici ar trebui ca profesorii, învățătorii, să încerce să convingă părinții să-și scrie copiii la școli românești, arătându-le avantajele de care copiii pot beneficia, poate nu imediat, dar dacă se gândesc la o carieră a copilului, trebuie să le explice că peste 12 ani au absolvit o facultate în condiții foarte bune, facultăți foarte bune din România, în special la Timișoara, Reșița și Arad, și vor avea o meserie care să le permită să ducă o viață relaxată din punct de vedere, să zicem, financiar. Școala care o conduc, cum a spus, asta este o școală generală cu 8 clase. Aveam, înseamnă, elevi din clasa 1 și până în clasa 8-a. Din păcate, este o școală cu un număr scăzut de elevi. Anul acesta, înscriși în total în școală aici la Coștei, 45 de elevi, dar nouă ne aparține și școala este în apropiere, adică la 3 km de la Coștei, este satul Voivodinț. Acolo sunt elevii care merg la clasele, din clasele 1-4. Acolo avem înscriși 10 elevi, așa că în total școala Coriolan Doban are 55 de elevi. Doamne, 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 cele sate,
Această clădire este cunoscută sub denumirea de la Castel. Este situată la 15 km de orașul Vârșeț. Aici funcționează școala cu o singură clasă, în care învață un singur copil. Aici învață sora mea singură, pentru că eu am plecat să învăț mai departe la Vârșeț, în clasa 5. Cartea e ca mama noastră, că ne învață ce e bine, tot ce trebuie să facem și să știe oricine. Cele două fete au rămas în grija tatălui după ce mama a plecat la muncă în Germania. Lumea a plecat de mult din sat. Parcea mare se duce în Elveția, în Suedia, în Germania mai puțin. Și-au făcut căși aici noi și-au părăsit cășul și s-au dus. Vin odată vara, câte o săptămână, două, vin în concediu. Copiii nu iastă. Iastă copii, dar toți plecați cu părinții. Și-au rămas mai fiecele mele la școală. Și acum când termină ele aici, se închide școala în sat. Nu o să mai avem școală românească. Cam așa sună viitorul satelor în Banatul Sârbesc, în ritm cu clopoțelul școlilor. Acolo unde acesta se stinge și comunitatea este în pericol. Excelența în medicina românească nu ține cont de granițe și nici de cetățenie. Odată medic român bun, pentru totdeauna medic român bun. Așa este doctorul Ion Sfera, sârb de etnie română, dar și cetățean român de câțiva ani. Este originar din Voivodinți, comuna Vârșeț, Republica Serbia. Doctorul Ion Sfera este poate cel mai cunoscut medic de origine română din Serbia, după ce a fost premiat de Uniunea Europeană pentru un proiect revoluționar de telemedicină, implementat simultan între 2010 și 2012 în Serbia, la Spitalul General din Vârșeț, și în România, la Spitalul Județean din Reșița. Doctorul Ion Sfera este și președintele Partidului Român din Serbia, un partid istoric care împlinește anul acesta 100 de ani. Un partid care se vrea a fi continuatorul Partidului Românesc din Regatul Iugoslav, fondat chiar de străbunicul său, Drăgodan Alexandru Criment, care a fost și primar al Voivodințului pentru 27 de ani. Familia medicului Ion Sfera a fost și este implicată în păstrarea identității naționale a românilor din Serbia prin politică, știință și cultură. A moștenit de la părinții săi dragostea pentru cultură și a fost membru al Societății Culturale Artistice George Coșbuc. Între 2002 și 2010 a fost și membru al Consiliului Național al Minorității Naționale Române și a susținut crearea în Voivodina a mai multor asociații și a unor parteneriate româno-sârbe. Ce le transmiteți românilor de pretutindeni? În primul rând, să nu uite că sunt români. Să nu uite rădăcinile. Rădăcinile sunt foarte importante. Să nu le fie rușine că sunt români. Să se bucure din cauza că românii, oriunde s-au aflat, și oamenii de știință, poeții, scriitorii, filozofii, absolut să nu iau toate domeniile, au participat cu foarte, foarte multe lucruri la civilizația omenească. Să nu ne fie rușine că suntem români.